Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Salutare! A început Jurnal de Adolescent. Eu sunt Alina Ilioi, realizatoarea acestei emisiuni. Vreau să încep cu povestea unei adolescente sau preadolescente de 12 ani care s-a mutat dintr-un oraș în altul, deci automat și-a schimbat și școala. Ajunsă la noua școală, fiind foarte bună la învățătură, frumoasă, dar și fata nouă dintr-un oraș mic care a venit dintr-un oraș mare și are accent ca să se dea mare, în scurt timp a ajuns să fie izolată de noi colegi. Cum? Simplu. S-au decis să nu-i mai vorbească deloc. Așadar, singură în bancă, în fiecare dimineață, intra în clasă și simțea răceala celorlalți elevi, dar și privirile lor pline de judecată și de răutate. Când se suna de pauză, fata tresărea. Dacă alți adolescenți abia așteptau pauza, ea nu. Era tare greu să te simți marginalizată, fără să știi măcar de ce. Nu a spus nimănui prin ce trecea, căci oricum știa că nu vor înțelege. La un moment dat, singurele care i-au dat atenție au fost niște fete de cartier, nu tocmai cu minți. Așa că s-a împrietenit cu ele. Decât să fii atâta timp singură, mai bine accepți ce ți se oferă, credea ea. Profesorii au început să vină și să o întrebe ce s-a întâmplat cu ea, fată cu minte, de școală, familie bună, să se asocieze cu așa niște fete. Așa că au început și ei să o critique. Până într-un punct când, plângând puternic la ora de biologie, și-a zis că cel mai bine e să fie singură și asta este. Vor trece ani. Acela a fost momentul în care o colegă de-a ei s-a apropiat și a spus: "Hei, îmi pare rău că treci prin asta, nu este corect deloc ce ți-am făcut. Am fost toate invidioase că tu ai venit și ai furat atenția, așa că am convins și băieții să nu mai vorbească cu tine. Pot să stau cu tine în bancă?" Acela a fost punctul în care adolescenta a simțit cum îi se vindecă puțin din rană, deși a rezistat eroic atâtea luni, intrând mereu cu capul sus în clasă. An mai târziu, de fiecare dată când intra într-un colectiv nou, simțea cum ceva o roade în stomac. Inima îi bătea foarte repede și avea un nod în gât. Îi era teamă de respingere. Mult timp s-a luptat cu acest sentiment și poate că încă se mai luptă câteodată. De unde știu acest lucru? Pentru că acea fetiță sunt eu. V-am spus această poveste căci astăzi vom discuta despre traumele sau întâmplările din adolescență care ne pot influența sau afecta viața pe termen lung. Cu mine se află psiholog Angelica Tănase pentru a vorbi despre asta și nu uitați, aici nu judecăm, doar îmbrățișăm. Bună seara, Angelica! Bună seara, Alina! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Iată, chiar am și spus înainte de a începe filmarea că în această seară adolescenta voi fi eu și am avut dreptate pentru că chiar mi-am propus de aseară să discut despre una dintre experiențele mele din adolescență. Cred că este pentru prima oară când o spun așa public, cu detalii și toate cele. Cred că este și pentru prima oară când o parte din membrii familiei vor afla și ei, dar sunt convinsă că nu sunt nici prima și nici ultima adolescentă care a trecut prin așa ceva. Recunosc că m-am regăsit puțin și eu în începutul poveștii tale, numai că eu n-am fost fată venind dintr-un oraș mare, venind dintr-o comună de la țară în București. La 14 ani, o adolescentă singură și rătăcită și speriată totodată. Da. E o realitate, uite, pe care foarte mulți adolescenți o trec și probabil că, nu știu dacă tu, dar eu în timp ce povesteam aceste lucruri, parcă am început să și simt puțin din ce am simțit atunci. Sunt convinsă că nu e un lucru care trece așa, a fost când aveai 12 ani, 14 ani, gata, a trecut. E un lucru care rămâne într-un fel sau altul, poate fără să ne dăm seama, cred că rămâne cu tine acolo. Rămân urme noi. Pentru că este o experiență care ne-a marcat, este o perioadă importantă din viața noastră, cu multe schimbări, o perioadă în care avem nevoie să fim susținuți, să fie cineva alături de noi, iar dacă această persoană lipsește, ne simțim singuri, mult timp după.
Și e așa cumva că, iată, singurătatea aceea mai este accentuată și de mediul înconjurător, de faptul că în familie poate nu vorbești, simți fie că nu vor înțelege, fie că poate că vor minimaliza ce ți se întâmplă, că se întâmplă și asta. Pentru adolescent, eu cred că, cel puțin acum, dacă ar fi să ne aducem noi aminte, ce se întâmpla era un lucru major, adică era cel mai important lucru din lume pentru mine. Era lucrul meu, întâmplarea mea, emoțiile mele. Întotdeauna se întâmplă asta și, într-adevăr, este foarte greu pentru cei din jur, pentru părinții copilului și cel mai adesea adolescentului. Cel mai adesea aceștia poate nici nu sunt cu el. Poate adolescentul s-a mutat într-un alt oraș, la liceu, sau poate, pur și simplu, părinții sunt prea ocupați, deja copilul s-a făcut mare, se descurcă. Tu ai venit singură în București? Da. La 14 ani? Chiar 13. Wow! Am locuit cu fratele meu, ce-i drept, însă eram amândoi ocupați. El era la facultate, eu la liceu, aveam un program destul de urât, plecam dimineața, ajungeam seara la 8-9, că stăteam destul de departe de liceu și mi-a fost foarte greu. Mă simțeam foarte singură și abia așteptam să vină weekendul, să plec înapoi la casă, la mama și la prietenii mei. Ce-ți ziceai atunci? Nu știu, adică sunt convinsă că într-un fel căutai să refulezi sau să exprimi ceea ce simți, pentru că e dificil în singurătatea aia de adolescent să taci și atât. Nu știu, tu ce făceai? Eu o să zic ce făceam eu. Și poate și adolescenții care ne urmăresc sau părinții de adolescenți o să-și dea seama să ne spună ce fac și ei în acele momente. Eu, spre exemplu, mi-aduc aminte că eram așa de furioasă într-un fel, deși nu arătam în exterior, eram atât de furioasă încât, iată, mai zic încă un lucru, am zis, mai dacă ne vulnerabilizăm până la capăt să fie, un lucru pe care nu l-am spus chiar, asta e chiar nimănui, e prima oară când o spun. Eram atât de furioasă încă la un moment dat știu că am deschis ușa dulapului și în interior era un dulap din lemn și în interior am luat un marker și am scris cu markerul, îl urăsc pe Dumnezeu. Atât de furioasă. În engleză am scris, I hate God. Nu înțelegeam de ce Dumnezeu permite să se întâmple aceste lucruri și nu intervine și de ce mă simt atât de singură, de ce măcar pe El nu pot să-L simt în tot ceea ce trăiam acolo. Și știu că e cumva ușa aceea de dulap, interiorul ei, pentru mine era un refugiu, o scăpare. După ce am scris I hate God, după aia am fost mai furioasă pe mine, cum am putut să simt așa ceva, să exprim. Și am făcut cu negru, așa tot, peste. Deci era momentul în care mă exprimam într-un fel și cred că, iată, pentru o perioadă, ușa dulapului a fost martorul tristețelor și suferințelor mele. În cazul meu, furia cred că o manifestam mai degrabă cu părinții mei. Când mă duceam acasă, când vorbeam cu ei la telefon, tot timpul țipam, tot timpul trânteam uși, eram furioasă. N-aș fi știut de ce, că n-aveam niciun motiv clar în acele momente, dar eu de fapt mă simțeam neînțeleasă și singură. Ca resurse știu, acum uitându-mă, în urmă ce m-a ajutat. Citeam foarte mult și aveam programul foarte încărcat la liceu, nici nu mai aveam timp să simt ceva. Scriam în jurnal, un exercițiu pe care încă îl fac în prezent. Este un exercițiu terapeutic foarte puternic care te ajută să fii tu cu tine și să te simți totuși alături de cineva, cineva care nu te judecă și te înțelege. Am scris agende întregi în jurnal și totuși eu, apropo de povestea ta, cred că m-am apropiat mai mult de Dumnezeu. Venind și dintr-o comunitate oarecum credincioasă, fiind la țară, mergeam la biserică când eram mică și că m-am făcut mare la fel. Am crezut și credeam cu tărie că dacă ești bun, trebuie să se întâmple lucruri bune. E o credință pe care oricum foarte mulți dintre noi o avem. Da. Și mă duceam la biserică, am fost adesea în pelerinaje, citeam, mergeam la olimpiade de religie, credeam cu tărie că poate doar o perioadă din viața mea și va trece. Cu siguranță trebuie să vină lucruri și mai bune în viața mea. Însă știu că nu toți trăiesc această experiență și nu mulți l-au ca resursă pe Dumnezeu. Da. Da, uite, unii pot, că și eu am crescut într-o familie de credincioși, am mers, mergeam la biserică duminical, doar că vezi, ai două variante. Eu atunci așa am simțit, atât am știut, atât am putut, că mai târziu m-am apropiat din nou de Dumnezeu, dar în acel moment, atât am putut și, într-adevăr, cred că e și o durere extra peste adolescent, că simte cumva că l-a trădat
și el pe Dumnezeu și Dumnezeu cumva pe el, știi? Și chestia aia, te-a învățat acasă că Dumnezeu e mereu acolo cu tine, că îți vrea binele, că o să-ți fie ok, și deodată te trezești că nu ți-e bine, că ești abandonat, da, singur, neînțeles, nu ai cu cine vorbi despre asta și mai ai și sentimente de contradictorii despre Dumnezeu. Sentimente contradictorii foarte grele, da, vină multă și supărare, frustrare, furie. De aceea apar și diverse alte comportamente atunci când nu mai știi ce să faci cu tot ceea ce simți. Pentru că adolescenții, copii, chiar și foarte mulți adulți, nu știu un lucru. Emoțiile sunt trecătoare. Dar atunci când le trăim, când le simțim, nu știm ce să facem cu ele. Nu am fost învățați să ne conținem emoțiile, să stăm cu emoțiile noastre. Am face orice să scăpăm de ceea ce simțim în momentul acela. Și aici apar diverse comportamente nu tocmai benefice. Da, iată, apar multe altele. O să discutăm în edițiile următoare pe rând, consum de droguri, substanțe ilegale, devii rebel, tulburări de alimentație, da? Iată, sunt multe, multe lucruri. Încep să chiulească de la școală, se văd foarte mult. Când apare o problemă în cazul adolescentului, se vede foarte mult în comportamentul lui. Dacă apar schimbări de comportament, ori în relația cu părinții, ori ne spun profesorii că ceva s-a schimbat, ori începe să aibă rezultate foarte proaste la școală, scăzute, dacă avea rezultate bune, tulburări de alimentație, tulburări de somn, depresie, anxietate. Depresie, anxietate, care, din păcate, uneori se agravează și se ajung și la gesturi, știi, de tăiere, autovătămare, da, și lucruri de genul acesta. Dar știi de ce fac asta, Alina? Ca să simte ceva. Să simte ceva. Nu? Este un lucru atât de profund și tulburător în același timp. Și am trăit-o de mai multe ori văzând-o în multe forme, și la copii și la adolescenți. Făceam odată, organizasem un program de dezvoltare personală cu copiii de mediul rural și era acolo un băiețel care a fost prima dată că m-a emoționat foarte tare și m-am gândit la perioada asta de a simți orice altceva în afară de ceea ce trăim. Spunea, ce un copil de 7 ani, că se amețește ca să nu mai simtă, se învârte să se amețească, să nu mai simtă, să nu mai simtă senzația de foame. El era copilul care nu avea pachetele la școală, nu avea haine și nici casa nu era confortabilă. Ulterior am văzut acest comportament la copii și la adolescenți pe diverse vârste. Apropo de a se maltrata, a se tăia, tot pe a simți altceva, a simți o durere mai mare decât propriile emoții, a ne înăbuși în aceste lucruri. Ce vreau să te întreb e că, uite, în primul rând vreau să mă adresez și adolescenților. Dacă în această seară ne urmărește cineva și simte că trăiește aceleași sentimente despre care discutăm noi, urmăriți-ne mai departe pentru că o să căutăm să găsim și soluții pentru toate aceste lucruri. Dar cel mai important este să știți că nu sunteți singuri. Ați văzut, am trecut și noi prin asta, sunt convinsă că și prin ceea ce treceți voi este foarte dureros, este neplăcut, dar nu sunteți singuri, asta trebuie să rețineți. Mai sunt și alții care vă înțeleg și după cum am spus și aici, este un mediu sigur în care îmbrățișăm și nu judecăm, așa că urmăriți-ne astfel încât să simțiți că aveți la cineva la care să alergați atunci când poate că pur și simplu vreți să simțiți că nu sunteți singuri sau vreți să găsiți o soluție pentru ceva anume. Am discutat despre cumva ceea ce se poate întâmpla și ceea ce se întâmplă de multe ori în viața adolescenților. Se pare că lucrurile nu s-au schimbat, poate nu au fost la fel ca acum 20 de ani, nu s-au schimbat foarte mult, din contră poate că s-au intensificat anumite comportamente de genul hai să-l izolăm pe X pentru că vine dintr-un oraș mai mic, vine dintr-un oraș mai mare de la mare și sigur e șmecheră și are accent că vrea să arate cine e și de fapt ce să vezi, un accent e un accent. Fie că. Dar izolarea aceasta din partea unui grup, faptul că nu mai poți să simți că aparții unui grup, dar și faptul că trebuie să stai, poate un adolescent să facă față la alți 23 de adolescenți, ceea ce nu este deloc corect, absolut deloc corect, lucrul acesta, comportamentul acesta poate să degenereze și să se ajungă în situații foarte grave. Noi suntem un caz fericit, aș spune că ne aflăm astăzi aici, discutăm despre asta și spunem experiențele pe care le-am avut.
dar un caz fericit, dar care cred că a avut anumite consecințe de-a lungul timpului. Cu siguranță. Pentru că ce ni se întâmplă dacă trăim asta în adolescență? Aș putea spune că sunt două tipuri de adolescenți. Ne exprimăm diferit. Un adolescent poate să învețe în urma acestor, poate abuzuri, să le spunem, bullying, experiențe trecute prin școală, în familie, în perioada adolescenței, poate să devină foarte compliant. Și o mare diferență între compliant și cooperant. Va fi adultul acela care nu se va asculta pe sine, va căuta tot timpul să facă pe plac celorlalți. Și asta, desigur, îi va afecta viața, pentru că nu va trăi pentru sine, se va îmbolnăvi, va avea multe momente dificile, nu va face lucrurile așa cum își dorește el de fapt, va trăi pentru ceilalți și nu pentru el. Stimă de sine foarte scăzută, neîncredere, deși poate are competențe, nu va îndrăzni să aplice pentru anumite joburi, să îndrăznească în carieră, să se afirme. Și asta se va vedea și în poziția sa corporală, și în fizionomia sa, și în atitudine, în limbaj, în tot. Atât de tare ne afectează. Și este partea cealaltă, adolescentul care se răzbună. Am să le arăt eu lor. Da. A suferit atât de mult încât nu mai poate. Și de ce să fiu drăguț cu oamenii care au fost atât de răi cu mine? Hai să fiu eu mai rău decât ei pentru a nu le da ocazia să mă rănească. Apropo de dinamica care se întâmplă victima-agresor. Și ei devin agresorul. Poate pentru a-și îneca emoțiile, ajung să consume anumite substanțe, ajung să fie violenți, ajung să aibă tulburări de alimentație. Asta se poate întâmpla mai mult în cazul fetelor. Apropo de cât de slabă sunt sau grasă. Da, cum hai arăt. Hai să arăt mai bine. Depinde și de imaginea pe care mi-o proiectează societatea sau cât de des stau pe Instagram. Corect. Și la ce emisiuni mă uit, ce reviste răsfoiesc și ce oameni urmăresc, pe cine am ca model și iată ce îmi spune mama. Pentru că am văzut și alte mame care spun adolescentelor: tu nu te uiți la tine ce grasă ești, încă bagi în tine mâncare? Pe mine m-a șocat când am auzit chiar așa. Chiar și prea slabă? Da. Sau uite la tine, ești piele și os, tu nu vezi cum arăți, ești, te ia vântul imediat pe sus, fă și tu ceva. Niște lucruri dureroase. Am surprins o mamă care îi spunea unui copil de 6 ani jumate: de ce nu poți să fii și tu ca X? Nu vezi ce umflat ești, nu poți să alegi nici după minge. Comparații. Cum se poate ca părinte să arunci asemenea cuvinte în viața unui copil? Pentru că nu sunt nici ei prezenți. Vin cu multe răni încă din viața lor și proiectează adesea asupra copilului. Ce poate să facă adolescentul cumva să se protejeze de aceste lucruri? Pentru că, na, cu siguranță ne urmăresc și părinți de adolescenți, dar ce poate să facă adolescentul cumva, într-un fel sau altul, să supraviețuiască în această lume? În lumea plină de critici, în lumea izolării, ce ar putea să facă? Să se alăture oamenilor care sunt la fel ca ei. Să-și facă propriul grup sau să citească ceva ce le face bine, să asculte muzică, să caute un hobby, un sport, să se plimbe poate cu bicicleta, cu rolele, să petreacă timp pe afară, deși știu că Alex să stea în fața calculatorului cel mai adesea, sau să scrie într-un jurnal, sau să măzgălească, să deseneze. Orice i-ar ajuta să se elibereze. Dar când ești izolat, uite, o să le luăm așa, când ești izolat, spre exemplu, de ceilalți, atitudinea potrivită care ar fi? Aceea de unii sunt tentați să nu mai meargă la școală. Nu se mai duc, efectiv. Da. Nu mai vreau să merg la școală. Alții merg, dar se pun în bancă și nu se mai ridică deloc decât după ce trec cele 4-5 ore, nu se ridică în pauză, deci n-au deloc activitate, pur și simplu. Sau sunt alții care intră cu capul sus, se așează în bancă, își fac treaba, pleacă, se întorc a doua zi și tot așa. Și se închid în ei de tot. Se închid în ei de tot, se la vii, asta e viața, uite prin ce trecem. Există o modalitate cumva potrivită sau sănătoasă de a reacționa la izolare? Depinde care este situația în acea clasă sau școală. Poate chiar este
ceva foarte grav ce se întâmplă acolo. Nu știu, am auzit foarte multe situații în care profesorii care ar trebui să apere cumva elevii, să-i protejeze, să ajute să coopereze mai bine, sunt cei care îi agresează verbal pe copii și le pun fel și fel de porecle și le vorbesc într-un mod foarte nepotrivit pentru un cadru didactic aflat în acea poziție. Asta pe o parte. Sau dacă sunt colegi, toată clasa împotriva lui. Cumva, părinții ar trebui să fie la curent cu tot ce se întâmplă cu copilul și este vorba despre un sistem. Hai să vorbim cu dirigentele. Hai să vorbim poate cu directorul. Ce se întâmplă în acea clasă? Dacă putem cumva manageria situația. Desigur, e foarte bine să există o comunicare foarte bună cu părinții. Părinte-copil, bazată pe respect reciproc, flexibilitate, compromis. Da. Hai să fim optimiste, să zicem că există acea relație sau dacă nu există, deschidem ochii aici la Jurnal de Adolescenți și părinților, că e foarte, foarte important ca să simtă copilul că are unde să alerge, la cine, pentru că vedem, oricum deja trăim într-o lume plină de izolare, de singurătate și de tristețe și toate cele. N-ar fi bine să putem să alergăm acasă ca adolescenți, să găsim acolo pe mama sau pe tata care să ne asculte? Ar fi ideal. Ar fi mirific. Într-un fel sau altul reușim să trecem peste, să depășim acele lucruri. Da. Dar, dacă nu, au și varianta jurnalului. Ai spus de jurnal? Da, e foarte bună. Desene. Să deseneze. Nu să se uite la desene, să deseneze. Să deseneze ce? Să lase pur și simplu frâul imaginației. Orice. Nu? Mm-hmm. Ajută foarte mult când este foarte tensionat, foarte agitat, să se așeze pe jos. Reglează sistemul nervos. Așa întins, pur și simplu? Pur și simplu. Ne uităm în tavan? Respirăm și ne uităm în tavan. Aha. Fără telefon, fără muzică, fără televizor. Stăm câteva minute întinși pe jos, ajută foarte mult la reglarea sistemului nervos. Corpul nu se mai localizează pe el în spațiu când este foarte agitat. Și efectiv, atunci când ne punem jos, încercăm să respirăm, să ne reglăm, se creează harta corporală, revenim nou în corpul nostru. Exercițiile de respirație, sunt de multe aplicații gratuite și meditații ghidate sau neghidate pe YouTube și pe alte site-uri, aplicații speciale de meditație. Și tinerii sunt foarte la curent cu aplicațiile în general, da? Și cu tehnologia. Le-ar fi foarte la îndemână. Să respire foarte profund până se calmează. Să miroasă o floare, parfum, să intre în contact cu diverse texturi din jurul lui, tot pentru a aduce în prezent și pentru a se liniști. Și desigur să comunice cu cineva. Să spună fiecare ce se școală întâmplă. Are un specialist. Într-adevăr, sunt niște subtilități acolo. Mi-a spus la un moment dat cineva că a văzut la televizor că nu sunt psihologi școlari. Vai, dar sunt posturi disponibile și n-au psihologi școlari în școli. Nu, n-ai înțeles. E un psiholog școlar, că ăla-i postul pentru toată școala. Că dacă ar scoate mai multe posturi la dispoziție, s-ar ocupa. Da. Dar nu sunt scoase posturi. E un singur psiholog școlar la toți elevii din școală și mai are și extra ore de predat în acea școală. Însă copiii poate găsesc un sprijin, câteva ore la acest consilier care există în școală sau un profesor în care au încredere să vorbească cu el. Sau o rudă apropiată. Dacă părinții nu sunt atât de apropiați încât să discuți cu ei sau nu sunt aproape sau cum... Na, asta e realitatea în România. Foarte mulți părinți lucrează în afară și copiii sunt singuri acasă cu bunicii sau cu rudă. Să vorbească cu o rudă apropiată, să vorbească cu un frate, o soră mai mare. Ajută foarte mult să vorbim despre ce trăim. Ni se întâmplă și nouă ca adulți, dar mai ales copiilor, adolescenților, să credem că ceea ce trăim noi n-a mai trăit nimeni și nu mai trăiește nimeni. Corect. Că povestea noastră este prea grea, prea rușinoasă, e prea mult. Însă atunci când împărtășim cu ceilalți ceea ce am trăit, realizăm că hai că nu e așa de rău, hai că au trăit și alții, poate chiar mai rău decât mine, și ne mai liniștim. Revenim la gânduri mai bune și cu picioarele pe pământ. E frumos că am povestit, m-am liniștit, îmi mai trec peste sentimentul acela de rușine, de vinovăție. Hai că nu e așa de rău. Și nu se mai simte așa de singur. Și nu se mai simte așa de singur. Pentru că singurătatea de multe ori poate să împingă la foarte multe lucruri dezastruoase. Și emoții pe care nu le poți gestiona. Și gânduri. Odată cu singurătatea apar și gânduri și multe altele. Ajută dacă vorbești și cu un adolescent, poate de vârsta lor? Un altul?
în care ar avea încredere. Ajută. Ajută și aia. Dacă ți-amintești, în adolescență aveam prieteni. Uh-huh. Și poate vorbeam cu ei mai mult decât vorbeam cu părinții noștri. Toate tâmpenile de pe lume care pentru noi erau foarte importante. Da. Și vorbeam și vorbeam și vorbeam și vorbeam. Și era cineva acolo care nu ne judeca, nu ne critica și era de partea noastră. Da, ai dreptate, așa este. Da. Cum a putut să-ți fac așa ceva? Știu, te cred, fată, și aduc aminte. Da. Și făcea bine. Dar, într-adevăr, este și realitatea cealaltă în care unii adolescenți sunt foarte introvertiți și nu au prieteni. N-au reușit să lege nicio relație de prietenie. Poate, iată, mi-ai dat încă o idee de subiect. Ce să facă adolescenții introvertiți care nu reușesc să-și lege o relație de prietenie, pentru că, deși mi se pare greu de crezut într-un fel sau altul, dar e posibil și sunt foarte mulți adolescenți care trec prin asta. Deci, pe lângă izolare, să nu mai ai nici un prieten la care să alergi, să-i spui, e greu, e foarte greu. Dacă stau să mă gândesc, iată, la perioada de care am povestit eu mai devreme, atunci nici eu nu aveam un prieten real. Poate și de asta am ajuns în situația respectivă, că altfel poate nici nu m-ar interesat așa, m-ar fi interesat așa mult că vorbiți voi cu mine, că nu vorbiți, știi? Dar în momentul în care nu ai pe acel cineva, e dificil pentru că nu trăiești. E atât de frumos să trăiești anumite emoții, întâmplări, amintiri cu cineva, să împărtășești, să simți că e cineva lângă tine, no matter what, cum zic, știi? Cum se zice. Foarte important acest lucru. Dar și pentru ei, cred că există anumite tehnici. Și mă reîntorc și la jurnal, mă reîntorc la a ieși. Ieși la o plimbare în parc, du-te, ia-ți skate-ul sau cu ce te dai și du-te, dă-te. Scoate câinele la plimbare dacă ai câine. Du-te într-o bibliotecă dacă îți place să citești. Adică în ziua de astăzi cred că s-ar găsi foarte multe variante pentru un adolescent să facă. Sau ieși pur și simplu din casă, ieși, du-te unde te duci. Fii tu înapoi, dar du-te undeva, nu știu, eu mai ieșeam la plimbare fără o direcție anume, mă duceam prin oraș, mă întâlneam cu cineva, adică găsești ce să faci. Ajută foarte mult să găsești un hobby, o comunitate, pentru că asta presupune, mai ales dacă este un hobby care, în care sunt mai mulți oameni prezenți, să comunici despre lucrul acela care îți place. Să vă jucați, să participați împreună, să faceți o activitate împreună. Asta ajută și ar trebui cel puțin să se îmbine activitatea individuală în școală cu cea de grup. Tocmai pentru cooperare, pentru legarea de prietenii, pentru rezolvarea de probleme, de conflicte. Ajută foarte mult. Dar mă gândesc la un pacient pe care l-am, care a avut mari dificultăți pe partea relațională în adolescență până târziu. Și a descoperit ulterior, cu toate simptomele pe care le avea, că el, de fapt, are autism. Wow! Da. Deși este un tânăr foarte inteligent, a descoperit că partea socială a lipsit cumva din viața lui, mai ales pentru că are autism și sunt foarte deficitare pe partea socială, pe interacțiuni, pe a percepe emoțiile celorlalți, a sesiza ironia, subtilități care țin de comunicare și o inteligență emoțională. Asta se antrenează. Da, da. Deci poate să existe un adolescent care poate chiar are o afecțiune nedescoperită și se și blamează și acuză pentru că nu reușește să fie în rând cu lumea, cum se zice, știi? Nu înțelege ce este cu el. Da. Acest pacient al meu despre care vorbesc s-a bucurat când a aflat de acest diagnostic. Că a găsit în sfârșit o explicație, da? Pentru tot ce a trăit. Ok, acum știu de unde încep și de ce am fost așa cum am fost toată viața. Cum s-a schimbat adolescentul respectiv? Știi, în momentul este adult. Dar uite, adolescentul respectiv care a avut acel aha. Cum a reușit acum ca adult să e mai sociabil, reușește cât de cât să interacționeze cu oamenii? Apropo de cum ne afectează traumele din adolescență în viața de adult, l-a afectat că nu are încredere prea mare în cei din jurul lui. Și este greu să creadă că poate exista relații adevărate, prieteni adevărați, pentru că au avut experiențe destul de urâte, pline de abuz, minciună, bullying în fiecare etapă a vieții sale. S-a dezvoltat mai mult încrederea lui în forțele proprii și în ceea ce face. Pentru că este un tânăr foarte sclipitor și acum a intrat la Oxford.
Wow, felicitări lui, bravo, bravo ție. Deci se poate să avem și o adolescență nașpa și după aia să fim la Oxford. Da, pe partea de inteligență este foarte dezvoltat și și-a dat seama că pot exista oameni care se înțelege la muncă, oameni cu care are ce discuta, are ceva în comun și spune el nimic de împărțit. Mm. Da, dar e câteodată trist să n-ai nimic de împărțit. Când se referă la nimic de împărțit, se referă la conflicte sau lucruri pe care să ne certăm. Ah, da, dar știi tu, când închizi ușa spre rău, închizi și spre bine. De aceea facem terapie să-i fie mai bine, da. Deși reușești să-ți comunice destul de bine, dar având și autism, mai mult este ușor să comunice pentru că este despre sine. N-aș ști să răspundă comunicării, să mă întrebe, de exemplu, dacă aș fi eu într-o altă poziție și cum ți-a fost ziua, ce ai făcut astăzi, chiar așa te-ai simțit, abia începe să recunoască partea de emoții. Aha, mai greu cu ironia, foarte subtilă, nu își dă seama. Dar a găsit o modalitate de a merge înainte și de a reuși în viață, ceea ce e un plus, un mare plus. Vin în general adolescențe la terapie? Pentru că, iată, acesta a venit la vârsta adultă. Dar, în general, adolescențe vin în terapie? Sunt două tipuri de adolescenți. Care nu vin în terapie și care nu vin în terapie. Nu. Unii aduși de părinți. Așa. Împinși de părinți, aș Băgați putea spune. Băgați așa pe ușă, intră acolo. Copilul meu are o problemă. Rezolvați-l. Da. Și mi-am zis de un alt caz foarte amuzant. S-a întâmplat, ca o să fiu foarte sinceră, și să-mi dă seama că nu era problema la copil. Era, de fapt, da. Strict în acea situație în care mama credea că nu, dar va povesti ce s-a întâmplat. Da. Zis, știți, nu e chiar așa. Haideți pe o ședință în comun și dumneavoastră să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Deci, adolescenții împiși de la spate de părinți și cei care li se pare cool să vii la terapie. E tare, e am terapeutul meu. Da, e, mai ales că da, într-adevăr, acum se pune accentul mai mult pe asta. Merg la terapia, în terapeutul meu, ce să vezi. Sau îl mai auzi în grupul lui, am să-i spun asta terapeutului. Sau asta mi-a spus terapeutul. Dar bine măcar că merg, știi? Adică ajută ședințele, chiar dacă merg poate cu ideea că e cool. E cool și să fii bine, să facem, a fi cool, a fi bine. Și în drumul acestor adolescenți am observat cu mândrie sunt să răspundă la telefon în timpul ședinței sau să vorbească despre o situație și zic, da, nu sunt la psiholog, n-am terminat. Mai, că te sun eu după. Și au și vocea celelalte persoane că știa, adică nu era surprinsă de faptul că face asta. Și ce îmi place foarte mult, deschiderea. Pentru că înainte, poate generațiile noastre, atunci când mergeai la psiholog, erai bolnav, erai nebun. Aveai o problemă cu capul. Aveai o problemă. Da. Și acum e cool, e tare, super că faci asta, wow, te dezvolți. Ce tare, toate frate! Toate vedetele fac asta. Am putea spune că am progresat, da. Am măcar avansat, ei. Măcar ei, da. E bine, asta e o veste bună, pentru că avem nevoie. De ce trebuie să rezolvăm ce ne se întâmplă în adolescență, în adolescență? Că tot vorbim și de lucrurile, menționam eu la început, de ce ți se întâmplă în adolescență și dacă nu rezolvi atunci, te urmărește, vezi, în viața de adult. Cum ar fi și la mine, eu fără să-mi dau seama, nici n-am făcut niciodată legătura. Am crezut că am depășit de mult momentul, a fost, s-a dus. Dar ce conștientizam eu că în momentul în care intram într-o încăpere unde erau mai mulți oameni, deci mulțimea, mulți oameni sau într-un nou colectiv sau mereu trăiam cu o teamă, deși eu sunt foarte sociabilă, eu sunt imediat, îmi fac prieteni, n-am treabă, dar ideea că s-ar putea să pățesc la fel, s-ar putea să fiu iar lăsată deoparte, s-ar putea iar să fiu poate ignorată, s-ar putea să fiu iar izolată, să nu mă placă, știi? Aveam sentimentele alea, nu mi le explicam neapărat, am zis, o fi, eu știu, dar după aia mi-am făcut conexiunea asta și click-ul ăsta, stai mai că eu am trăit totuși luni întregi, o adevărată traumă să fie, să vezi cum 20 ceva de oameni nu te salută, nu te bagă în seamă, n-au nicio treabă, se adună într-un colț și toți se uitau spre mine, adică e aiurea, foarte aiurea. Și trăiești în viața de adult, după aia duci după tine, știi, acel sentiment de, dacă
chiar mi s-a întâmplat până să rezolv eu așa traumele, când vedeam pe cineva șoșotind, mă gândeam că șoșotez despre mine. Mm-hmm. Că am rămas cu acea impresie, știi? Bă, sigur spun ăștia ceva despre mine, mă gândeam, dar oare ce am făcut? Dar oare îmi stă bine părul? Dar oare am zis o prostie? Dar oare... Și nu e ușor de trăit în viața de adult cu așa ceva. Pentru că ce să vezi? Te duci, schimbi locuri de muncă, faci facultate, ajungi în colective, știi? De asta zic, de ce e important, iată, să rezolvăm în perioada adolescenței ce ni se întâmplă atunci când suntem adolescenți? Tocmai ca să nu ducem mai departe. Și nu e vorba poate că nu o să avem cel mai bun job din lume, dar ne afectează relațiile cu ceilalți și mai ales relația cu noi. Da. Și atunci când tu nu te apreciezi, nu te iubești, nu te vezi așa cum ești cu adevărat, și vrei să fii diferit, vrei să fii altcineva pentru a fi plăcut de ceilalți, depui un efort prea mare și nepotrivit, fără rost, ca să demonstrezi. Ca să demonstrezi poate că ești prea bun. Și aici apar adolescenții, adulții, care toată viața lor au căutat să demonstreze prin job, prin muncă, să muncesc mai mult, să am rezultate mai multe, să am note mai bune, pentru a fi apreciat, plăcut de ceilalți. Acceptat. Da, uite, amândouă am zis că e foarte important sentimentul ăsta, să simți că te acceptă cineva pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce faci. Și ajungi la un moment dat în viață, când probabil ai obosit sau te-ai îmbolnăvit. Da, nu mai, ți s-a luat, nu mai vrei. Tu vezi că ai muncit mult, dar poate să putea și mai bine. Da. Să vezi ce este acolo, de ce tragi, pentru ce mai tragi atât. Când e bine cum ești, e bine ce faci și dacă îi face mai puțin, ar fi perfect în regulă, dar ți-ar fi ție mai bine. Și descoperi că poate cândva în adolescența ta ai simțit că ești apreciat, că erai cel mai bun la fotbal, cea mai bună din clasă, cea mai bună majoretă. La noi nu e la modă, era la modă prin America cu majoretele. Da, cu majoretele. Da, cea mai bun dansator, cel mai bun în ceva. Și prin faptul că aveai performanță în acel domeniu, te-ai simțit iubit. Te-ai simțit apreciat, te-ai simțit validat ca persoană, fără să fii validat pentru celelalte calități sau cum ești tu ca om. Și atunci te-ai axat pe acel lucru, să-l crești. Da. Ca să aduni mai multă iubire, mai multă apreciere. Da. Din păcate am ajuns să credem că iubirea aceasta este condiționată prin ceea ce facem și nu cine suntem. Cine ne învață că e ok așa cum suntem și că suntem iubiți așa cum suntem. Când mereu apare critica, comparația... De ce n-ai făcut și tu ca și Costică? De ce Georgica a luat 4, tu n-am... De ce a luat 10, tu la 4? Și condiționare. Da. Dacă faci aia, încă te mai iubesc. Mai nu ales... te pot iubi dacă exact. Nu știu ce. E cea mai mare greșeală să condiționezi iubirea. Și nu vorbim de un alt comportament. E foarte important și cum spui acest lucru. Dacă faci lucrul respectiv, primești nu știu ce. Se recomandă mai degrabă să spui... mai întâi faci acest lucru, apoi primești lucrul acesta. Nu neapărat dacă. Nu o condiționare directă. Că până la urmă și noi mergem la job pentru o recompensă finală. Chiar am avut o discuție cu cineva pe această temă, că nu înțelegea partea cu recompensă. Este foarte discutată în literatura de specialitate și de foarte mulți oameni cu diplome sau fără în social media. Și e vorba despre cum pui problema și se promovează foarte mult a întări comportamentele pozitive pentru a nu pedepsi, pentru a nu apărea punishment. Crești mai mult un comportament și când zic un comportament mă refer la a fi mai ascultător, mai bun, mai atent, să facă curățenie, poate copilul să învețe, să așa, să asculte mai mult când încurajezi comportamentele bune, când îl lauzi. Când îl feliciți foarte mult, când îi oferi atenție pentru tot ceea ce face și vorbe bune, decât atunci când îl pedepsești. Pedepsa nu întărește niciun comportament. Face doar să eviți acel context, acea persoană, acea situație sau de furie să faci mai rău. Ajută mult mai mult să-l lauzi, să apreciezi, să încurajezi, ca să crești un comportament pe care îl dorești la cineva. Ia uite, deci nu critica constructivă, mai bună noi câteodată și constructivă după să sune bine, că criticăm prea mult și toate cele. Ceea ce spui tu și chiar uite, mi-ai adus aminte de o fază foarte interesantă, de vreo 3 săptămâni, cam așa, nu știu ce mi-a venit mie într-o zi, m-am gândit, hai să-i fac, după ce le-au de la școală pe Richard, pe băiețelul meu, hai să-i fac cumva...
dragă reîntâlnirea noastră prin a-i oferi mereu o mică surpriză, o bombonică, un biscuițel, un pătrățel de ciocolată. Și am făcut așa ca o tradiție, dar fără să-și dea seama, da, un ritual al nostru. Și azi l-am luat și am uitat, sincer, azi am uitat. Și a intrat în mașină și a zis, unde e surpriza mea? Hai, ce mi-ai luat azi? Unde e surpriza? Și mi-am dat seama cât de important este, vezi, să baci câte un gest frumos așa în viața de zi cu zi, în viața adolescentului, în viața copilului, în viața noastră, adulților, frumos ar fi să tot avem o chestie, abia să așteptăm, știi, să facem lucrul ăla, să ne reîntâlnim poate, să mergem în mașină, pur și simplu călătoria cu mașina, dar uite, știu că mă așteaptă o bomboană, mă așteaptă un pătrățel de ciocolată, o chestie acolo care să ne facă să ne simțim bine, apreciați, să creeze o conexiune între mine și cineva. Este ca un ritual care va crea memorii fericite și amintiri plăcute. Pentru că dacă, la fel, copiii care au avut probleme acum cu adaptarea la grădiniță, la școală, dacă se va crea un sistem drăguț, un ritual, un sistem de recompense, să îi se pare că să asocieze grădinița, școala, mediul cu ceva plăcut, îi va da mai multă bucurie și încredere să se ducă în acel mediu și să stea fără părinți până la urmă. Deci, iată, așadar, părinții ar fi bine să se gândească cum pot să facă viața mai frumoasă adolescentului. O întrebare pe care nu cred că mulți părinți și-o pun, pentru că sunt foarte ocupați și lasă că are deja 13 ani, ce bine că pot să-și facă singur chestiile, să se îmbrace, să mănânce singur și în sfârșit să iau și eu o pauză. Dar ce să vezi? Exact când e vârsta asta adolescență, eu cred că foarte mult atenție trebuie acordată lor și create astfel de ritualuri și lucruri, pentru că altfel îi pierzi. Și vedem, uite, pe la știri, când la 17-18 ani drogat, dai peste oameni și lăsa singur în casă, apropo de izolare, știi? Lași adolescentul, o fi, are 16 ani, poate se descurcă, că până la urmă și dacă îl lași și pe unul de 10 ani, cred că reușește să se descurce dacă trebuie. Dar nu înseamnă că e sănătos. Izolarea asta, de, mai ales de familie, face foarte mult rău unui adolescent care atunci are nevoie, îi se creează legăturile puternice și are nevoie de cineva acolo să fie. Da. Chiar și mai târziu, când vorbim de perioada asta de însingurare până la urmă, cunosc cazuri pe perioada pandemiei, studenți care au plecat la facultate în străinătate. Și a venit pandemia și au trebuit să stea numai în campus, că totul era online. N-au putut rezista. Singuri, izolați, fără prieteni, fără familie, fără a fi cu cineva, a comunica, n-au rezistat, au trebuit să plece. La fel și cei care au fost veniți în oraș, la facultate și au trebuit să stea doar în cămin, nu mai spun cât a afectat pandemia și pe noi ca adulți, dar și elevii, adolescenții, statul ăsta prea mult în casă și lipsa de socializare cu ceilalți. Ne-a făcut să fim mai singuri, să preferăm confortul de acasă, să nu mai avem încredere în noi, să nu mai socializăm, să ne simțim ciudat când ieșim afară, în medii diferite, foarte nesiguri de noi. Toate astea ne-au făcut însingurarea în pandemie. Deci dacă asupra unui adult însingurarea a avut un efect atât de puternic, să ne imaginăm în viața unui adolescent ce se întâmplă când nu are pe nimeni. Și emoția asta e foarte puternică în viața unui adolescent. Cum ai zis și tu, simte că se sfârșește lumea. E cel mai important. Se uită în jur, n-am pe nimeni. Și apropo că vorbeam și de consecințe cumva sau ce se întâmplă după, nu știu dacă, de exemplu, eu sesizasem tot în astfel de momente când poate mi se părea că am fost din nou izolată sau unii vorbesc, dar am conștientizat mai târziu când am început să lucrez că în acele momente, nu doar că mă simțeam în anumite feluri, dar mă vedeam mică. Eu mă vedeam exact ca la vârsta aia. Parcă mă vedeam pe mine acolo un copil și mă gândeam, bă, da, de ce mă simt așa micuță, dar nu, știi? Și asta putem să pățim până la 60-70 de ani, să ne simțim din nou acei băieței sau acele fetițe care cândva au fost fie izolați, fie nedreptățiți, fie traumatizați. În contexte de putere, în care avem o autoritate. Da. Și mă uitam la tine când vorbeai apropo de poziția corporală. Că îți dai seama când cineva nu are încredere în el, fie că e adult, adolescent, îți dai seama de poziția corporală. Cumva supus, capul plecat, nu vorbește mult, ar fi de acord cu orice spui, pentru că nu îndrăznește să se afirme sau să se apere pe sine.
față de o persoană care are încredere în ea, care are altfel poziția, mult mai deschis, sigur pe sine, spatele drept, te privește în ochi când vorbește. Deci, iată, așa părinții ar putea cumva să-și dea seama cum sunt adolescenții lor. Și dacă ei nu sunt comunicativi, adolescenții, ar putea să-și dea seama după limbajul corporal. Băi, adolescentul meu, mă uit la el, nu prea mai vorbește, stă așa în continuu, n-are nicio treabă, stă pe telefon, poate în lumea lui virtuală, nu mănâncă. Asta nu e un motiv în plus, hai să lăsăm în pace, în sfârșit, liniște în casă. Nu e chiar așa. Da. Că după ani întregi, după aia sunt mulți părinți care își plâng, din păcate, vremea adolescenței copiilor, că nu au acționat când a trebuit. Apar foarte multe conflicte, din păcate. În loc să fie parteneri, să comunicăm, să ne ascultăm, desigur, sunt de așteptat și bine depus niște limite clare, dar comunicate motivele pentru care avem aceste limite, nu că așa vreau eu, că eu te-am făcut, eu te omor. Da. Discuțiile clasice din poporul românesc. Da. Nu, comunic foarte clar motivul pentru care aș prefera să fie acasă la o anumită oră sau să mănânci nu știu ce, sau să mănânci în primul rând dacă apar tulburările de alimentație, pentru că sunt îngrijorat, mi se pare că, uite, ai mai slăbit foarte mult, și poți să cazi pe stradă, să îngrijorat că s-ar putea întâmpla ceva rău, să comunicăm cu copiii, să fim flexibili, să facem și noi compromisuri, ar ajuta foarte mult o relație bazată pe încredere și respect reciproc. Și părinții să asculte copiii cum copiii ascultă părinții. Foarte frumos sfatul tău și de altfel, iată, îndeamnă la comunicare, ceea ce avem nevoie în viața de zi cu zi, în fiecare zi, nu doar cândva. Avem nevoie să ne simțim ascultați, să ne simțim înțeleși, dar și noi la rândul nostru să facem același lucru. Vorbeam de, scuză-mă puțin, când vorbeai de comunicare, mi-a venit în minte o mămică cu alia adolescentă la mine în cabinet, foarte simpatici. Mămica este extraordinară, cu răbdarea pe care o are, pentru că adolescentul vorbea foarte mult. Și spunea mamei să nu mă întrerupi. Și vorbea și vorbea și vorbea și vorbea și vorbea. Cu toate astea, au o relație excelentă. Da. Au o relație extraordinară și vorbeam cu mama pe altă parte. Dar apucați să spuneți vreodată ceva atunci când vorbiți cu el? Oricum ea știa că nu neapărat o ascultă. Da. Dacă îi spune că știi și tu ai greșit. Adolescentul n-a acceptat să-i să spună că și el a greșit. Da. Chiar dacă la un moment dat, oricât de mult îi explica, înțelegea, dar nu recunoștea că ar fi greșit. Da. Însă faptul că îl asculta cu toate problemele lui din relațiile sociale, la școală, cu colegii, cu profesorii, contează foarte mult pentru acest copil. Da, da, pentru că simți că îi pasă cuiva. Băi, pasă cuiva și mă ascultă. Iată, și deci să ne ascultăm copiii. Am fost anunțată că s-a încheiat timpul nostru. Sper că te-ai simțit bine la jurnal de adolescent. Nici eu. Te mai așteptăm și altă dată. Cu mare drag, oricând. Dragi adolescenți, nu uitați, nu sunteți singuri, sunteți cu noi, sunteți îmbrățișați, sunteți aici în fiecare sâmbătă, începând cu ora 18, la Jurnal de Adolescenți. Sunt Alina Ilioi, vă dau întâlnire și pe social media, Facebook, Instagram, să mai povestim acolo, să-mi spuneți cu ce vă confruntați și ce ați dori să mai povestim aici. O seară frumoasă vă doresc! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.